Cum a funcționat exact? Bună ziua, într-un cadru intim, care într-un fel de multe ori ajută, fiindcă ai senzația unei discuții mult mai apropiate decât o formă oficială. Deci bine ați venit la dezbaterea cu tema filozofia științelor economice, școlile austriacă, neo-keynesiană și neomarxistă. Numele meu este Camil Aurelian Petrescu și reprezint Centrul de Economie, Politică și Afaceri Murray Rothbard. Și sunt gazda dumneavoastră astăzi. Evenimentul acesta face parte din seria Lider Idei în Dezbatere, lansat la inițiativa domnului profesor Costea Munteanu, șeful Departamentului de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Organizatorii evenimentului de astăzi sunt Centrul de Economie, Politică și Afaceri Murray Rothbard, Centrul de Cercetare în Relații Economice Internaționale la ASEM și Societatea Română de Economie. Prezentarea este susținută de domnul Alexandru Popovici, profesor universitar, director matematician în cadrul Universității Română-Americane, membru al Societății Române de Econometrie. Referenții acestei întâlniri sunt domnul Ion Popoață, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, director al Departamentului de Economie și Relații Internaționale din cadrul acestui universități, domnul Costea Munteanu, profesor universitar și șeful Departamentului de Relații Economice Internaționale din cadrul ASEU. Moderatorul acestei dezbateri este domnul profesor universitar Vasile Marcovici, directorul Departamentului de Filozofie și Științe Socio-umane din ASE. Domnul profesor, aveți, de fapt, moderatorul ar trebui să simtă, da.